Deci eu aș fi numai găsit la profil online da, și exercițiu de matematică. Așa, da, prima treabă, geometrie. Și, zicem? 14.893. Da. În figura alăturată, unghiul A, O, B, B, O, T, C, O, A sunt congruente, sunt formate în jurul punctului O. Faceți un punct O. Deci un punct O. Da, și în jurul punctului, uitați, domnul profesor, așa, o linie dreaptă, așa și un X. Deci, așa, o linie și un X. Și un X, așa. Și acum sus pe verticală, notați C și M, C sus, M jos, C. O la mijloc, jos. După aceea pe linia asta oblică, așa, P și B. P și B. B. Și după aceea pe cealaltă A jos. Aici. Și N sus. N sus. Da. Punctate sunt de la O la P, de la O la N și de la O la M. Sunt punctate. De la O la P. De la O la M și la O la N. Îți punctate astea? Da, da. Și la O la N, N. Și la M. Așa, asta e toată figura. Deci în figura alăturată, unghiurile AOB, BOC și COA sunt congruente. AOB, adică asta de aici, e congruent cu BOC. BOC, cu asta de așa. Da, și congruent cu COA. Și cu COA. Hai să vedem cu culoarele rupe. Deci unghiul de aici e cât ăsta așa. Da, și cu COA. Ăsta alaltă, da? Și cu COA. Și sunt formate în jurul punctului O. Așa. Iar OM, ON și OP sunt bisectoarele acestor unghiuri. Bun. De asta sunt punctate. Am înțeles. Deci avem așa. Că măsura, în ipoteză, avem că măsura unghiului citește Davide. Măsura unghiului COA. Da. COA. Da. COA. Egală cu măsura unghiului. Măsura unghiului AOB. AOB. Și egal cu măsura unghiului? BOC. Măsura unghiului BOC. Iar tot aici, în ipoteză, avem Daria, ce spune autorul? Că o M, o N și o P sunt bisectoare. Așa. O M e bisectoarea cui? Uitați-vă pe figură, Daria. Bisectoarea cui? Unghiului? AOB. AOB. A lui. Unghiului AOB. Bun. O N. O N. Bisectoarea unghiului. BOC. BOC, corect. BOC. Și OP. Bisectoarea unghiului. Și OA. Dăm și apa să ce? OA. A. În concluzie. În concluzie. Deci am scris asta. Bun. A. Calculați măsura unghiului PO-M. Măsura lui PO-M. Egal cu cine? Asta la punctul A. La punctul B. Avem așa, arătați că semidreptele OM și OC sunt opuse. OM și OC sunt opuse. Dar adică se vede OM, OC. OC opuse, adică ce înseamnă asta, domnul profesor? OM și OC sunt opuse. OM și OC. Sunt opuse, adică cumva COM să fie coliniare, asta trebuie să arătăm? Da, deci OM și OC sunt opuse. Ce înseamnă că trebuie să arătăm? Adică cele trei puncte sunt coliniare. Adică? Sunt pe aceeași dreapta. Adică unghiul ăsta câte grade s-a afară? Păi 180 de grade și altul 180 de grade. Și știm din ipoteză că sunt trei unghiuri congruente și toate la un loc formează 360 de grade și le vom împărți în trei, doar ce avem câte trei unghiuri și un unghi va fi 120 de grade. De acord cu asta, Daria? Deci, eu spun de toate împreună, fac aici 180 de grade, 360 de grade și împărțim în 3 și ăsta va fi 180 de grade, fiecare 180 de grade. Și totuși, cum găsim pe POM? Păi POM, vom ști că AOC este egal cu 180 de grade și P este bisectoarea. Deci nu, acolo COB e 120 de grade. COB
COB. 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 180 grade. B, 180 grade. 120. 120. 120 cu... Italian, jurul lui Italian, vă urmăriți, face... Și nu reușit să intre în problemă. Haideți să o băgăm și pe ea. Da, te rog, deci, în jurul punctului O, cât aveam? Nu, am înțeles faza, de ce am pățit și cum își dat seama că vine 120. Tocmai, hai să vedem. În jurul punctului O, câte grade sunt? 360. Bun. Câte unghiuri sunt congruente, zice nicoteză? Și ăsta. Autorul. Autorul spune că unghiul ăsta, ăsta la altul și celălalt. Și care suma lor e tot în jurul lui O. 360. Nu? Înseamnă că cele trei unghiuri congruente... Au și ele tot 360 și cum sunt congruente, înseamnă că îi împărțim 360 la 3 și fiecare unghi din ăla are câte 120 de grame. Da? Da? Bun. Și ca să-l afunte cu omul, bisectoarea ce face? Bisectoarea lui împarte un unghi în două unghi egale. Congruente, corect. Congruente. Și noi știm că AOC este egal cu 120 de grade și P este bisectoarea, adică AOP. AOP, e egal cu 60 de grade. 60. Fiecare deci, o să aibă 60? Da. Da. Fiecare o să aibă câte 60. Fiecare unghi? Da. Da. Pentru că toate sunt congruente, dar toate sunt toate de 60. Da. Deci, câte unghi de 60 avem acolo? Una, două, dar ea câte sunt? 5. 6, da, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Da? Că sunt... Nu, îți spune, adică vreau să vă lăsă. Sunt... 6, 6, 3, 6. Da, numai că am numărat unghiuri de 4, 5 și am uitat să mă... Că-s 3 unghiuri mari, împărțite în bisectoare în câte 2 fiecare. Da. 6 unghiuri acolo, de 60 grade, da? Poate de 60 de grade. Bun. Și acum trebuie să le arătăm. Măsura unghiului POM, Daria. P, O, M. 120. 120, corect. Da, P, O, M, 60 cu 60. 120. Cum scriem acum, cu redactăm? Demonstrația. Așa, hai să începem demonstrația, da? O să spun că măsura lui COA plus măsura lui AOB plus măsura lui BOC egal 360. Așa spune, măsura lui... AOB, o zis. AOB. Plus măsura lui BOC. BOC. Plus măsura lui COA, da? Așa e, David, da? Egal cu 360 grade. Da. Și de desubt, spunem că sunt congruente. Sigur că da. Dice măsura lui AOB. Măsura lui AOB. Egalul cu măsura lui... Egalul cu măsura lui BOC. Nu, Daria? Și egalul cu măsura lui COA. Și din astea două ce rezultă, Daria? Dacă suma lor fac 360 și... Și ele sunt egale. Ce rezultă din asta? Nu trebuie să scrii, vreau să zici ce rezultă. Vorbește, vorbește în timpul acesta. Ce rezultă? Dacă măsura lor e egal cu 360 de grade da. Și toate sunt egale, înseamnă că măsura la unul singur este? Asta înseamnă. Deci cele două rezultă. Lui AOB egală cu 360 împărțit la 3 și egal cu 120 de grade. Bun. Apoi. Acum să scriem cu bisectoare, dar da. Nu? Hai. O, M. O, M, bisectoarea. Tot aici am terminat. N-am terminat pentru da, O, M. Bisectoarea. Bisectoarea unghiului. A, O, B. A, O, B, da? Ce rezultă? Că O, A, O, A, măsura lui. Măsura lui A, O, M egal cu măsura lui M, O, B. Corect. Da, măsura lui A, O, M egal cu măsura lui M, O, B, B și egal Daria cu? Cu cine e egal Daria? 60 de grade. Cu 60 de grade. Bun. De altă parte, scriem din nou, măsura lui C, O, B, da? Nu, scriem O, M, bisectoare, nu? Da. Sau dar trebuie să mergem direct pe A, O, C ca să aflăm pe P, O, M. Da, că acolo trebuie să ajungem. Acolo, atât ne trebuie nouă. Hai să zicem, zicem că măsura lui AOC, măsura lui AOC... Dar nu spune mai întâi OP, bisectoarea unghiului. Păi spune că măsura e de atâtea grade. Bun, da? 120 de grade. E la 120 de grade. De desubt o să spunem că OP, OP, bisectoarea, cărui unghi, Daria? OP. Ea lui COA. COA, așa, COA. Din cele două rezultă că... Măsura unghiului AOP
Da. Egală cu măsura unghiului. Egală cu măsura unghiului. COP. COP. Și egală cu cât? Cu 60 de grade. Și acum, micelii măsura lui POM, domnule. Păi știm că AOP, scrie mai măsura lui POM, măsura lui POM este egală cu POA plus nu A. POM, da, POM, egal cu măsura lui... Măsura lui POA. Da. POA plus măsura... Plus măsura lui AOM. AOM. Și egal cu... 60 de grade plus 60 de grade. 60 de grade plus 60 de grade se face 120 de grade. Asta e punctul. Și am făcut punctul A. Acum ce mai cere acolo? Punctul A. Asta. Să arătăm că sunt opusii. OM și OC. OM și OC. Uitați-vă, uitați-vă întâi la domnul profesor să discutăm puțin. Să ne facem, să ne construim ideea și o, o redactăm. Cum vom arăta că o M și cu O ce sunt opuse? Semne drepte opuse. O M și O C. Păi aceste două împart un unghi în două unghiuri concurente. Cine? Nu? Ceu. Ceu. O, ce, o ceu. O ce? Da, dacă observăm că pe O N. O ce? O ce împare ce unghi în două? Nu știu că împart în două. De unde avem păi, bisectoare? Pe OC, da. Pe OC. A, nu, OC nu e bisectoare. Nu apare că e bisectoare, dar ea este bisectoare. Este bisectoarea unghiului pe ON. Pe OM, din... Pentru că observăm acolo că e 60 și în partea cealaltă tot 60. Bun. Daria? Pot să spun că pe ON și AOB sunt opuse la V. Care? Pe... Pe OM și AOB. Și AOB sunt opuse la V. Și AOB sunt opuse când ne-am dus noi. Da. Păi sunt opuse. Așa au fost sigura, da. Și CO și OM sunt bisectoare. Dar CO nu e bisectoare. OM nu e bisectoare și CO e bisectoare. Ia uite, dacă am împărțit o unghiul în două unghiuri congruente, nu e bisectoare, nu-ți faci cum și ala e în bisectoarea unghiului care, Daria? Pe OM. Pe OM. Deci noi nu avem că e dus asta într-o continuitate. Doar noi avem că asta e bisectoare, cealaltă a fost dusă, a făcut CO-D, da. Cealaltă a făcut CO-A, și dar acum problema rămâne să vedem dacă asta e bisectoare, dacă sunt în prelungire. Dacă CO și M sunt în prelungire, cu alte cuvinte, semidreptele OC și OM în prelungire ar trebui să arătăm ce lucru ca să punctăm. Asta vă zice domnul profesor, acum hai, lăsați bisectoarea. Sau, oare măsura unghiului COM de 180 de grade, copii? Asta vă întreabă, domnul profesor. Păi da. Pentru că măsura lui COM plus măsura lui... Este egală cu măsura lui COM. Frate, COM este un unghi alungit. Păi da. Da, dar trebuie să demonstrăm, arăți asta de pe figură. Da, Daria. Păi COM egal cu COM plus NOB plus BOM. Și egal cu 60 de grade ori 3 și egal cu 180 de grade la revedere opusii. Da. Ai înțeles? Ați înțeles? Deci... Zicem așa, pentru punctul V, unghiul C, O, M... Ca să arătăm că O, M și O, C sunt măsura unghiului. Așa, deci măsura unghiului C, O, M... Egală cu măsura... Așa, egal cu măsura unghiului, Daria, cu C... Vrem să-l arătăm că e 180 de grade, mamă, de alungit. Da, cu C, O, N, plus măsura N, O, plus V, O, M, plus măsura lui V, O, și cu fiecare are câte 60 de grade. Și egal cu 60 de grade, plus 60 de grade, plus 60 de grade. Și este egal cu 180 de grade. Ceea ce înseamnă de aici... Ia uitați-vă ce înseamnă. Că O, M sunt... Ce O, M, unghi alungit, nu? Mai zis tu, unghi alungit. Adică de aici O, M... Și O, C. Și... O, C, opuse. Opuse. Deci ca să arătați că două semidrepte sunt opuse, este de ajuns... Că calculul arunghiilor de lângă ele care sunt 180. Dacă arătăm că e de 180 acel unghi, gata, rezultă că sunt unghiul ăla fiind alungit, rezultă că sunt opuse.
Da, e deci reținut asta, știi? Da, că alte tehnică de arătat, da, semnedrepte sunt opuse. Opuse, ai înțeles, Daniel? Da, sau se formează de așa, niște puncte sunt coliniare. Sunt coliniare, dacă unghiul acolo cer de mijloc, unghi alungi, nu? Da. Și atunci treaba de doar. Mare atenție, pentru că la treză vă dăm și vouă, și din unghiuri, și din bisectoare, și din sinetrie. Aici ce a vrut autorul. Să vedem ce a vrut autorul. Ce credeți voi că a vrut autorul? Ce lucru, ce lucru pe când s-a problemat? Dacă știm cum să arătăm, deci, care sunt lucrurile importante, Daria, să vedem? Cu ce putem pleca la problema asta? Noi trebuie să avem niște achiziții, niște lucruri care să ne rămân definitiv. Sau ce a avut prin problema asta? Ce a verificat autorul? Să vedem dacă știm ce face bisectoarea. Mai întâi a fost vorba de suma unghiilor în jurul unui punct. Cât au? Câte grade au? 36 de grade. A vrut să știm și asta. Unghiurile opuse la vârf, adică nu, nu, sectoarea opusă. Deci a vrut așa, suma unghiurilor în jurul unui punct 36 grade. Dacă unghiurile sunt egale între ele, atunci am știut că sunt de 120 și am împărțit la 3. Și ce înseamnă bisectoare, nu? Și cu ce înseamnă semidrepte opuse. Deci am avut trei chestiuni foarte importante. Unghiurile în jur, ce înseamnă unghiuri de congruente, am împărțit și am găsit pe urmă, ce înseamnă bisectoarea, și ce înseamnă unghi alungit, semidrepte opuse. Poftim. 15 de la 193. 15 de la 193. Care este? Da, fie dreptele A și B concurente în punctul O. A. A mic și B mic. A mic și B mic. Concurente în punctul O. Ce înseamnă asta, să vedem? 15 O. Ce înseamnă concurente? Două drepte concurente. Nu se întâlnesc într-un punct? Sigur că da. Asta înseamnă că greata A da. Și cu B. Uitați așa. Da? Și punctul ăsta o întâlnit. Ia, punct. Acolo formează, asta ne mai zice nou ceva. Cine mai zice, copii? Deci, ce formează acolo? Două unghiuri opuse la vârf. Așa. Două perechi unghiuri opuse, da? Așa, deci unghiul ăsta, 1 cu 2. 1 și 2 cu 2. Și 3 cu 4, să zic așa, cum am notat aici, da? 1 cu 2 sunt congruente, sau dacă vreți 1 și 1 aici, asta îi spuneam tu, Mihaela, nu? Și 2 și 2. Da. Unghiuri opuse la vârf, sunt și congruente. Aflați măsura unghiurilor formate în jurul punctului O, dacă suma măsurilor a 3 unghiuri este 300 de grade. Deci 3 din ele fac 300 de grame. Adică știu că 1 plus 2 plus... Deci aflați măsurile unghiurilor. E așa de simplu. Hai să vedem. Păi știm că măsura 3 unghiuri este... Păi să scrie mai acum, domn profesor, așa. Cum vreți să scrie? Deci în ipoteză. Uitați cum am notat, domn profesor, îți poate să scrie 1 plus 2 plus 1, care vreți? De ce ar fost bine să zicem 3 și 4, ca să vă înțeleagă că da, aici am forțat nota 1 cu 1. Iar, da, nu, e același lucru. Pentru... Este același lucru. Cu alte cuvinte, știm că unghiuri opuse la vârf sunt egale. Da, 1 plus 2 plus 1, 3 plus 2. Așa știi. Sau cum vrei. 1 plus 2 plus 2. Da, 300. 300 de grade. Bun. Și concluzie. Și concluzie ne întreabă cât este 2 egal cu cine? Cu cât, da, și 1 cu cât. Deci măsura lui 2 egal cu cât? Și măsura lui 1 e egal foarte cu... simplu. Hai, pentru că știm că... Deci demonstrație. Da. Demonstrație, da. Știm că măsura unghiurilor în jurul unui punct... Păi zi, 1 plus 2 plus 1 plus 2. 1 plus 2 plus 1 plus 2. 1 este egal cu 36. Măsura lui 1 plus măsura lui 2. Dacă am înțeles plus măsura lui 2... plus, prin 2 am înțeles măsura sa, da. Se zice 1 plus 2, dar e mai bine să zicem și așa, plus măsura lui 1, egal cu 360 de grade. Bun. Și apoi jos scriem că măsura lui 1 plus măsura lui 2 plus măsura lui 2 este egal cu 300 de grade. Dar de înțeles? Da, ai înțeles. Perfect. Egal cu 300 de grade. Tragem linie și scădem cele două. Da.
Și o să, și o să fie că măsura unghiului 1 o să fie egală cu 60 de grade. Bun. Așa că acum știm că măsura lui 1 e 60 de grade. O să facem, o să înlocuim în situația de mai sus. Da. Și o să scriem că, o să scriem din nou că 1 plus 2 plus loc 2 punem 60, nu vrei este egal cu 300 de grade. Cu 60 de grade plus 1 de 2. 60 plus de 2 ori măsura lui 2, nu? Poți da, este egal cu 300 de grade. Scădem în 60 de grade și o să fie că de 2 ori măsura unghiului 2 o să fie egal cu 240 de grade și măsura unghiului 2 o să fie egal cu 120 de grade. Egal cu 120 de grade. Și am găsit cele 2000. Deci ce a vrut autorul cu asta? Ce credeți că a vrut să... Ce a verificat ce? Ce înseamnă unghiuri concurente? Concurente. Drepte concurente, foarte bine și asta. Apoi, măsura unghiilor în jurul unui punct. Apoi, încă ceva. Și cât formează perechi? Asta, perechi de unghiuri opuse, care sunt congruente. Unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Deci, mai multe lucruri trebuie să achiziționezi și exact. Ce am rămas de aici. Corect. Deci, drepte concurente fac perechi de unghiuri congruente, da? Ele opuse a vârf acolo și de acolo suma unghiurilor în jurul unui punct și de aici toată problema este rapid rezolvată. Să vedem altă... Problema 16. Reținem tot ca să stăm de tine la teză, da? Recapitulăm asta, unghiurile la vârf. 16, care sunt? 16 la 193. Fie OA, OB și OC, trei semidrepte distincte. Deci, OA, OB, OC. OB. OC. Și respectiv OC. Trei semidrepte distincte. Adică cum, copii? Cum credeți voi că arată figura asta? Ce înseamnă că sunt distincte? Trei drepte, semidrepte distincte. Totuși au pe O comun. Cum credeți voi că arată figura asta? Adică, într-un fel... O e mijlocul și vin trei drepte. Nu neapărat. Deci au că e O comun. Da. Din punctul O pleacă. Din O pleacă cele trei, da? Deci, dacă ar fi facem de semn, O, uite așa. Puneți O, domn profesor. O, B și O, C. Nu sunt egale unghiurile alea pe acolo, să nu cădem într-o... Tocmai. Hai să fiu și mai... Da. Deci sunt trei semidrepte. Sigur, câte două formează unghiuri, nu? Două da. Semidrepte, unul nu două faceți unghiurile la egale, Daria, da? Da. O. Ne ferim că am mai pățit-o de așa. Am mai pățit-o, da. Uitați, așa cum a făcut un profesor, e perfect. OA, OB. Asta înseamnă, fie OA, OB și OC, trei semidrepte distincte. Cam așa adică distincte nu se suprapun. Nu există pericol să se suprapună. Că în momentul în care s-a suprapus, nu mai sunt distincte. Da. Ele coincid. Asta vreau să spun. Ai făcut figura de aia? Da. Repede, ca să nu pierdem timp acolo. Iar OM este bisectoarea unghiului AOB. OM. Bisectoarea unghiului AOB. Bisectoarea unghiului AOB. Să facem și noi cu altă culoare, domn profesor. OM, bisectoarea lui AOB. Și eu știm asta. AOB, bisectoarea unghiului. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două unghiuri. XX. Da. O. Da, trebuie să punem X, 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 X. Da. Asta face bisectoarea. OM. OM. Deci am împărțit în două. Perfect. Iar OM, bisectoarea unghiului BOC. OM al lui BOC. OM al lui BOC. Și formează Y. Y. Ia uitați ce frumos. Vedeți, X, X, voi știți că unghiurile alea sunt egale, da? Y, Y, imediat vedeți acolo. Pe figură așa, gata, ai și spus profesorul că tu ai știut ce înseamnă bisectoarea. Scrie deci, așa, dar cine este bisectoarea lui... OM e al lui AOB. Da. Repede, să nu pierdeți timp. OM, bisectoarea lui BOC. Lui BOC, OM, bisectoarea lui BOC. Bine. A, în concluzie. Asta e ipoteza. În concluzie... A. Stabiliți dacă măsura unghiului MON... Măsura lui MON... Este egală cu 1 pe 2.
egal semn întrebare cu 1 pe 2. 1 pe 2 din măsura unghiului AOB. Au măsura lui AOB plus măsura lui BOC. 1 pe 2 pe lângă. Așa. Așa. Plus măsura lui BOC. BOC. Să stabilim asta, dacă e adevărată. Nu, nu e pe 2. Plus măsura lui BOC, că a spus 1 pe 2 în față. Așa, fără aici. 1 da. Pe 2 aici. Da. Și la B, știind că măsura unghiului MON e 115 grade, aici o știm, o dă deja. Știind că măsura, lui MON e 115 grade, ne dă măsura, să calculăm măsura, calculați măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC. Măsura lui AOB plus măsura unghiului BOC. B-O-C. Deci știm unghiul ăla, la B. Înseamnă că... Da, nu începe cu B-ul. M-N-ul e la fel ca în primul. Nu știu dacă o să ajungem la 115, că n-avem nimic de grade. De la B ni se zice de grade. Dar la M, la primul, ni se spune să arătăm măsura unghiului M-N, de jumătate din măsura lui AOB plus B-O-C. Atât, nu? Da. Deci M-N... Deci să vedem M-O-N cât e de mare. Asta ne întreabă autorul. Are M-O-N. M-O-N. Da? M-O-N. Cât ar să fie M-O-N de mare? Adică ăsta. M-O-N să fie jumătate oar din A. Ia uitați-vă pe figura domnului profesor. Nu jumătate din BOC? Păi da. De ce? Pe X cu Y. Așa? X cu Y? X cu Y care face M-O-N. Pentru că rămâne în afară tot un X și un Y, da. Deci în interior MON, Daria, este X plus Y. X plus Y. Și rămâne afară tot un X și un Y. Și un Y. X plus Y. Adică deci, e jumătate, da. Pentru că e jumătate. Deci X-ul ăsta e jumătate din AOB. E jumătate din, da. Păi o M. Și Y-ul ăla e jumătate din BOC. Deci e adevărat, dar cum ne redactăm? Daria mă ajută aici. Ah, cred că m-am prins. Cum? Poți să scriu AOB egal cu AOM. Dar nu, OM bisectoare. Ia uite, la ipoteză. Întotdeauna, ce m-am învățat? OB, OM bisectoare. Unde bisectoare rezultă, AOB. Rezultă. Rezultă că AOM egal cu MOB. Descriu. Scriu și eu că OM bisectoare. Da, mă ajută. OM bisectoare. Ai de rămas în urmă? Uite pe figura domnului profesor, dacă la tine e pe pagina cealaltă. Lui AOB. Lui AOB. Hai, hai că ai și tu, numai că tu ai figura inversă, nu contează. Uite pe figura lui domnul profesor Chimerebin. OM e bisectoarea lui AOB, vorbești. Hai, am spus. Zi, hai scrie. OM, bisectoarea lui AOB. Bisectoarea lui AOB. Ce rezultă de aici? Hai să zicem că rezultă că măsura lui MOB, domn profesor, al unui singur X. Păi pot să spun, de aici pot să spun că AOM egal cu MOB. Așa, din pe faptul da, se pare, da. Măsura lui AOM egală cu? Egală cu măsura lui MOB. Așa. MOB și egal cu X la măsura. Și egal cu X la măsura. Și după aia scriem că ON, bisectoarea unghiului COB. ON, Daria, te rog, ON, bisectoarea lui... Vorbești, Daria. COB. Mai tare. COB. Așa, da. Și Davide, mai tare. Așa. Ce rezultă? Rezultă că măsura lui DON... Da. Egală cu măsura... Este egală cu măsura unghiului COM. Da. Și egală cu cine? Cu ce am dat noi? Cu Y, da? Da. Acum, măsura lui MON, de desubt, măsura lui MON. Aaa, cu cine e egală? Da. Egală cu măsura lui MOB plus, da? Așa. Plus BON. Și egală cu măsura lui... Ai zis cum? Lui MOB. Așa, MOB, Daria, plus măsura lui... Lui BON. B, O, N și egală cu? Egală cu X plus Y. X plus Y. Și egal mai departe, în loc de X, pot să spun că e jumătate din AB? Păi da, pentru că e bisectoarea. E AOB pe 2? Deci egal cu măsura lui AOB supra 2 plus Daria plus... Măsura cui?
B-O-N cine este? Uite-te. Plus măsura lui B-O-C pe 2. Și scoatem factorul de pe 2. Pe 1 pe 2. 1 pe 2, pe lângă măsura lui Daria vorbește din AOB. Hai. Plus? O dacă 1 pe 2 în factorul comun. 1 pe 2, măsura lui AOB. Plus măsura cui? Daria vorbește. Plus măsura lui... Aici ești, în relația ta. Plus măsura lui BOC. Și am demonstrat, ceea ce trebuia demonstrat. Urmărim tot timpul ce trebuie să demonstrăm. Da. Și cu asta am terminat punctul A. A. Punctul B. Acum, la punctul B, păi acolo observăm că OB este o dreaptă comună. Știm că măsura lui M-O-N e acum, știi? 115 grade. 115 grade. Da. Și nu înseamnă că OB-ul împarte MON în două? Nu. Păi e ce zic greu, că sunt doar adiacente. Doar atât, se fac împreună X plus Y. Zic, Daniel. Păi dacă X plus Y este 115, celălalt X cu celălalt Y nu este tot 115. Corect. Sigur că da. Nu fi trebuit. Deci autorul ne spune că măsura lui MON, 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 adică ăsta de-am vorbit mai la punctul A, este X plus Y. Este 115. 115. Deci măsura, B. Știm că măsura lui M, O, N egal cu 115 grade. Da? Și egal cu X plus Y. Și egal, înțeles-o, cu X plus Y. Acum, măsura lui AOB. Deci măsura lui AOB. Păi așa ai zis, să calculăm măsura lui AOB plus măsura lui BOC. Așa e problema. Cum hai să locuim în egalitatea care o avem deja. Măsura lui MON e 1 pe 2 din asta plus asta. Corect. Bine, ok. Ha, de acord. Se zice, măsura lui MON știu că este 115. Da. Și de sub măsura lui MON. Am demonstrat la punctul A că e 1 pe 2 din... 1 pe 2 din... 1 pe 2 din măsura lui AOB. Așa. Plus A, măsura? B. Plus măsura lui BOC. Și locuim ce știm. Și egal cu... Da. Echivalent cu... Din cele două rezultă. Punem 115. Logimul nu știm de așa. A, punem 115, ok. 115 de area, egal cu 1 pe 2, 1 pe 2, pe lângă, măsura lui... AOB plus măsura lui BOC. Așa. Plus măsura lui BOC. Și de aici cât este AOB plus BOC? Asta alegem. Asta alegem. Păi... Uite un pic pe tablă, Daria, sau dacă ai scris și pe ex, spune. Oricum. Măsura lui AOB plus măsura lui BOC cât e egal? 230. 230. 230 de două ori. Asta e jumătate. Da. Deci măsura lui AOB plus măsura lui BOC egal cu 2 ori 115 și egal cu 230 de grade. Da. De care? Te rog, spune. De că puteam să nu vă luați, să nu vă legați de ea. Dar cum o să legăm de punct? Ca experiență, trebuie să înțelegem. Sigur că puteam să privesc problema independent. Că era X plus Y și a rămas X plus Y deoparte, nu? Jumătate și atunci dublu ar fi fost foarte rapid dar asta. Dar ne legăm că în probleme, eu știți, vezi la geometrie, Daria, că sunt așa situații când punctele A, B, C se bazează pe cei ce fug mai înainte. Păi și da, mi-a venit... Da, aici... Da, Daria, dar oare degeaba am demonstrat măsura lui MON de două ori asta? Un secund. Mi-a venit în minte ideea asta ca să vă transmit nevoia de a privi la punctul anterior. Și să înțelegeți că odată făcut asta, zici, MON nu este atâta. Noi am demonstrat că e jumătate din suma asta. Atunci suma asta e de două ori MON. Foarte bine. Și cum noi dat 115? Da.